Este mai mult decât îngrijorător. În doar un an de zile, coronavirusul a luat locul cancerului în topul deceselor provocate de diferite maladii în Moldova. Astfel, infecția se plasează pe locul 2, fiind devansată doar de bolile cardiovasculare. Totodată, specialiștii din sănătate au stabilit că boala întinerește, iar tratamentul și recuperarea sunt mult mai anevoioase și mai de lungă durată. Ministerul Sănătății confirmă că situația epidemiologică se agravează de la o zi la alta. Potrivit secretarului de stat, Tatiana Zatâc, tot mai mulți tineri suferă de COVID, ceea ce înseamnă că boala întinerește. Până acum au fost confirmați pozitiv peste 54.800 de tineri cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani. Și rata deceselor a crescut vertiginos în ultimele zile. Avem înregistrat în ultima perioadă un număr mai mare de persoane tinere care au o evoluție cu agravare a stării de sănătate. În ultima săptămână, săptămâna a 10-a, rata deceselor s-a majorat cu 35%, ceea ce este foarte mult. Datele statistice atestă o majorare considerabilă a copiilor infectați, dar și a femeilor gravide. Peste 900 s-au îmbolnăvit de la începutul pandemiei. Noul coronavirus s-a extins în întreaga țară, iar din cauza infecției mor tot mai mulți oameni, anunță Zatâc. La nivel de țară, noi mortalitatea din cauza COVID-ului este pe locul 2 după maladiile cardiovasculare, ceea ce este foarte grav, deoarece noi vorbim despre o infecție nouă care deja și-a ocupat un loc așa de frunte în structura mortalității. Astfel, coronavirusul a luat poziția cancerului, care până acum era plasat pe locul 2, după numărul de decese din țară. Totodată, cele mai afectate teritorii rămân a fi municipiile Chișinău, Bălți, dar și orașele Tiraspol și Ialoveni. O situație mai bună se atestă în Kamenka, Vulcănești, Basarabeasca și Dubăsari. Responsabilii trag un semnal de alarmă și susțin că, în continuare, transportul public și piețile, în special cele din capitală, sunt cele mai mari focare. Piețele agroalimentare. Unii, cu părere de rău, necătând la eforturile depuse de către colegii noștri, populația dă dovadă de o responsabilitate totală și un comportament neadecvat. Nu se asigură termometria, deci fără mască și mănuși, și totodată nu se respectă distanța socială. Am mers la măsuri de constrângere în privința încălcărilor care, într-adevăr, erau grave și era vădit că se făceau cu intenție, fără dorință de a asigura aplicarea și respectarea măsurilor de sănătate publică. Bilanțul infectărilor din țara noastră a depășit cifra de 200.000 de cazuri, iar cel al deceselor este de aproape 4.500. Până acum, peste 13.400 de copii au fost confirmați pozitiv. Deși șeful statului a recomandat instituirea stării de urgență, se pare că membrii executivului nu se prea grăbesc să facă acest lucru și se limitează doar la declarații, fără a impune restricții mai dure. Între timp, sistemul medical este pus pe brânci, locuri în spitale nu mai sunt, iar populația s-a relaxat și nu mai respectă măsurile sanitare.